te-a certat ultima dată, Roxana, și de ce? De nu-l cert. Nu mă cert. Niciodată. Ea țipa așa fără... Nu, hai nu mai... acum. Nu, serios. Chiar... Am băut ghiuveta. Chiar nu-l cert niciodată. Nu sunt genul persoană care să mă cert. Și pur și simplu când face câte ceva ce să fac, nu mi-ar conveni mie sau ceva, încerc să explic unele lucruri. Nu place să mă cert. Înțelegem? E un bărbat foarte înțelegător. Ca idee. Sau se face că plouă? Nu, e foarte înțelegător. De cum să plouă în iunie? Ploaie de vară. Șprițul de vară. Cine cheltuiește mai mulți bani? Maria. Maria și-a bomboane în continuu. Pare și-a măgările ei. Totdeauna plânge să-și ia bomboane și top. Na, că i-am dat start. Cine este mai matinal? Matinal? Eu. Tu? El nu doarme. El nu doarme niciodată dimineața. Doarme. Deci nu am dormit de 3 zile. Cine face mai multă dezordine în casă? Maria, deci distrus casa. Deci când de dimineață până seară sparge, face, drege, deci dacă n-aș iubi, știi cât m-aș certa cu ea? Mariuță, mă iubești? Na. Mm-hmm. Cine gătește mai mult în casă, Roxana? Era să zic Maria. Nu. Ce să gătesc cu lumea? Ai nu minții, că atunci când vii dimineața tu faci. Bă, adevărul că... Să gătești, Florin. Când vreau să gătesc, mă duc aici la market și mi-au dat o cană de legume. Cine dă mai mulți bani pe haine? Nevastă. E adevărat. Hai să spune, fiate, că idee. Am fost la bufet. Mi-am luat 4 sticle de vin. M-am dus acasă. M-a prins nevastă mea. Mi-a vărsat sticlele în ghiuvetă. M-am enervat. M-am reîntors la bufet. Am mai luat 5 sticle de vin. M-am întors nervos cu ele acasă. M-a prins nevastă mea. Mi-a luat sticlele, mi le-a vărsat din nou în ghiuvetă. M-am enervat și mai tare. M-am reîntors la bufet. Am luat 6 sticle de vin. M-am dus acasă. M-a prins nevastă mea. Mi-a vărsat sticlele în ghiuvetă. Am băut ghiuveta. Era o caterincă, nu că ar fi făcut așa. Deci ia. Mario, ai băut ghiuveta? Cine începe scandalul în casă? Tot Maria. Deci, dacă n-are... Mariuță, scoate suzețica din gură. Scoate suzeta că tu faci numai nenorocit pe aici. Cine face cel mai des declarații de dragoste? Eu. Ce îi spui, Roxana, lui Florin? Te-l iubesc. Mă scuzați. Da. Dar știi cum e? Nu, e amândoi facem. Eu mă uit așa. Doar se uită, da, doar atât și înțeleg tot. Ar fi culmea să nu înțelegi. Maria, că nu ne lasă în pace. De câte ori ne vede că ne luăm în brațe, zice că vreau și eu. Hai mai fă ceva. Da, a început să se bage între noi. Hai mai fă. E geloasă, nu? Da. Geloasă, mă pupă și pe mine și pe ea, dar să bagă la mine. Hai, na, ce să mai faci? Mai poți să faci ceva de Maria? De ce este frică, Roxane? De mine. Ce aiurea a făcut acolo, adică m-ar ce era mai de bun. Da, ar fi culmea să fie frică de un înger. Păi? Adică de fiară, ca idee. Nu am cum să-ți fie frică de un om care îți dă viață. Dar cred că e frică și la un moment dat, dacă nu stă cu minte. Când a plâns Florin ultima oară și de ce? Eu plâng în continuu de Maria. Când o vezi? Da, eu plâng în continuu. Mă pun... Ce crezi? Când sunt acasă, mi-aș ieși să plăpimoare pe acolo fața televizorului și mă pune să fac precum calul. Știi? Și ea se urcă pe spatele meu și eu... Nu știu ce... Calu, ia, uite-o! Pa? Mărie, cum faci tu aia? Calu... În sfârșit, mă urc, dai seama, o las să facă ce vrea și eram naș. Peste săptămână am fost naș. Toată lumea adunată acolo, eu nu vreau să cânt. Ea îmi spunea la ureche, calu, zic, fă, Mario, sunt 1000 de persoane aici, eu sunt naș, cum să mă pui să fac calul aici? Și a început să urle să fac pe calul. Mai aveam un pic, ca să nu vă plâng, mai aveam un pic și mă puneam să fac calul pe acolo. Roxana, ce te enervează cel mai tare la Florin? Că nu are timp și pentru noi, că nu-și poate face așa.
timp și pentru noi. Defectul cel mai mare al lui Florin pe care nu-l recunoaște este? Mâncarea preferată a lui Florin? Sau poate am o mie de defecte, dar de acceptat. Varza cu carne sau... Da, nu se vede. Sau fasole? Îți dau eu? Fasole cu ciolan. Eu și eu de la Maria. Ce fel de mâncare urăște Florin? Eu să urăsc mâncare. Ba da. Ce mâncărurile care sunt făcute la cuptor nu-i plac. Aolo. Sau ești... încălzite la micro. Da. La cuptor. Eu, dacă sunt leșinat de foame și te duci și încălzi la micro, unde și vii, ai încălzit la micro, dar de unde știi? Da, simt gustul ăla, etică. Nu. N-ai cum să mă arzi. Nu merge. O calesc. Unde nu ați făcut dragoste până acum? În lift. Următoarea casă o facem cu lift. Vreau Florin să-l am de ăștia mici în continuu. Uite, acum am avut numai fete, dar tare mult ce mi-am dorit, mi-au ieșit numai fete. În sfârșit vine un băiat. Dacă nu ești ăsta, știi ce îi fac? Ți-ai dorit băiat? Da, mi-am dorit un F.S. mic. Este mai mic, cred că Brad Pitt cu Angelina Jolie. Nu i-a spart și pe ea.